Politica socială a României nu a reușit să aducă o rezolvare în ceea ce privește comunitățile sărace. Alături de instituțiile statului, organizațiile laice sau creștine desfășoară proiecte în comunitățile marginalizate. Răspunsul creștinesc, în general, este atunci când vezi nevoia să devii mâna întinsă, care să procure o soluție, nu de moment, ci una de vindecare pe termen lung a problemei, nu doar a simptomei. Și atunci, bineînțeles că din partea unde este nevoie și inflație de nevoie care nu se termină niciodată, dacă nu găsești răspunsul din Dumnezeu pentru o soluție strategică la problemă, se ajunge la epuizare, se ajunge la un fel de perpetuum mobile infinit care nu se termină niciodată, că nevoile vor fi cu noi tot timpul și săracii vor fi tot timpul, spunea Iisus. Pastorul Procopie Hădărean spune că pentru eficiența slujirii, în aceste proiecte au cooptat lucrători care au trăit în acest mediu defavorizat, dar au reușit să se ridice. A doua generație fiind nu cei care au venit din exterior și sunt priviți ca și resursa și Moș Crăciun și cârja pe care se vor sprijini, ci oameni care din comunitate au primit Evanghelia și soluția lui Dumnezeu pentru o viață în care demnitatea chipului lui Dumnezeu și al Creatorului există chiar și în cei care se văd și cred îngropați în nedreptatea socială sau destinul lor de a fi parte din acel segment demografic marginalizat. Avem cazuri de oameni care au crescut de acolo și s-au maturizat în credință și au devenit conștienți că ei nu sunt o victimă, ci sunt parte din soluție la probleme. Și ei, trimiși înapoi în comunitate, pot să devină acum motorul pentru o transformare comunitară la o altă profunzime. Cred că efortul nostru ca biserică la ora actuală este cum să găsim acei agenți locali pe care să-i împuternicim, să-i păstrăm puternici în dezvoltarea lor și ei să fie cu o nouă perspectivă răspunsul pertinent la nevoile locului. Oamenii au nevoie să fie ajutați din punct de vedere material, dar au nevoie și să se apropie de Dumnezeu.